Hai, salut băieți, tocmai ce a sosit această tastatură de la Glorious PC, GMMK, Glorious Modular, nu știu ce mai scrie pe aici, Mechanical Keyboard, Tankless, adică techele. Am comandat și acest suport de căști tot de la ei, că na, să fie acolo, nu o să-i fac unboxing și la ăsta, că n-are relevanță, acum o să ne axăm doar pe cutie, doar pe tastatură de fapt. Deci facem acest sigiliu să vedem. A mers sau? Hai că a mers. Care fac? Să vedem dacă pot cu o mână, că nu știu. Hai că pot, hai că trebuie să pot. A, sau cum trec să deschid asta, mă? Bă, ăsta e altfel. Stai așa. De unde trec să deschide? Stai așa. A, gata, știu, trebuie să-l deschid, trebuie să-l tăiem și pe ăsta din partea asta altă. Pac. Așa. Și acum o să avem aici, desfacem asta în sus, tragem asta în jos. Hai că putem și cu o mână, mă, ce ai? Uai, de capul meu, deja îmi place. Deja îmi place ce văd. Adică avem aici un plastic, punem deoparte. Și să vedem să ridicăm tastatura. Ok, o lăsăm momentan deoparte să vedem ce mai avem în cutie. Manual, user guide, să vedem ce mai e pe aici, alte manuale, visit our site for more info, așa, câteva informații despre ei, alte informații, welcome to Glorious Region, un sticker care e destul de interesant, dar probabil o să-l păstrez, nu cred că le pun pe nicăieri. Mai e încă o dată care să țină un parfum ceva în cutie și asta este un mic tutorial să te ajute pe tine cum să schimbi switch-urile de la tastatură, că na, este o tastatură la care poți să schimbi switch-urile. Mai avem aici cablul, să vedem dacă putem să-l scoatem, nu cred că trebuie să facem chestia asta. Deci, stai că mai sunt chestii pe acolo, dar momentan avem aici cablul, hai mai și așa. Să vedem, USB Type-C, e un cablu alb la fel ca și tastatura. Și ce mai e pe aici? Tasta asta se pune în locul de tasta de la Windows și mai e încă una, un Escape, pentru că ea vine cu o tastă gălbuie, ca și tastatura asta, ca și tastatura, ca și cutia, ca și ESC. Și mai avem aici tasta de asta, cheița de scos switch-urile și încă câteva cauciucuri de astea pe care să le pui pe spatele tastaturii în cazul care se rup. Gen pentru grip, în cazul care se rup cele pe care le are deja tastatura. Hai să închidem asta aici. Deci, o să încep cu toate accesoriile. Asta e tasta Escape de aproape. Sunt taste calitative, se simt la mână. După care avem tasta cu logo-ul Glorious, care se pune în loc de tasta de Windows. Cheița pentru switch-uri. Mamă, e foarte rigidă. Cam așa arată. Iar cablul este unul din acesta, nici nu știu, braided se numesc, cred, și e mult mai bine că stă, nu se rupe, nu se rupă repede și așa se simte mai bine, na, mult mai calitativ decât unul normal. Tastatura arată în felul următor și arată genial, are acest silver așa pe ea și aici sunt două beculețe pentru caps și nu mai știu pentru ce. Cum am zis, are aici un escape de ăsta pe care scrie Ascent și are culoarea cutiei. Ce culoarea asta pe care, na, care reprezintă Glorious, că e o culoare a lor. E foarte rece momentan și umedă puțin, nu o să o bag acum, cred. Că, na, nu vreau să se întâmple ceva. Are RGB, bineînțeles, dar arată fenomenal, cum am zis, este varianta techele, are săgețile, are partea asta și are și F-urile, n-am vrut de aia mini, pentru că eu mai am nevoie de săgeți și F-uri. Și, deci, rămân surprins de ea. Hai să vedem și din părți, n-are nimic special, are aici o mufa, USB-C, bineînțeles, și pe spate, cred că găsim, stați așa, ca să nu scap. Da, pe spate găsim și cheița pentru taste, are și aici două piciorușe și unul jos, bineînțeles. Și hai să scot cheița asta. Pot să o scot sau?
Nu știu dacă o pot să o scot cu o mână. Switch-urile tastaturii sunt Gather on Brown. Hai să scoatem tasta Windows, să-i punem acea tastă cu logo-ul Glorious, că chiar vreau să o folosesc. Hai mai ieși. Așa, uitați, sunt brown, cum am zis. Și... așa, să luăm tasta elaltă unde am pus-o. Hai să desfacem aici punguța asta. Hai mai ieșit. Așa. Care ești? Asta. Și se pune aici. Hop. Nu? Nu vrea să intre așa? Trebuie, dar intră mai greu. Ia. Hai că a intrat. Are și stabilizatoare foarte bune la space, aparent. Se aude foarte interesant space-ul. Și aici cred că are stabilizatoare bune. Mamă. Față de zgomotul pe care îl făceau astea ale mele. Ia uitați, mai e space-ul. Ăsta e bine, rău. Și uitați tot cum se aude când scrii. Cam ăsta e un sound test. Gather on Brown versus Cherry MX Red. Ăsta, da, Cherry MX Red, de fapt. Îmi place mult mai mult cum se simt astea. Pentru scris cel puțin, vai de capul meu. Vai de capul meu. Mai ales și în jocul ăsta se ofere eu, na. Și dacă vrei toată tutura alba și cu ăsta, mi-ar plăcut să mi-l dea și pe la roșu. Că la variantele negre venea cu ăsta roșu pe care scrie accent. Dar, na, e bine și așa. Dar oricum se simte altfel. Ăsta este un plastic lucios și se simte altfel la atingere față de astea alte. Nu știu, ori mi se pare mie, ori chiar așa e. Am conectat-o și arată în felul următor. Ca să știți, aceste becuri, unul este pentru Caps Lock, adică primul, și el alt este pentru a bloca tasta Windows, adică a intra în gaming mode, și o activezi apăsând FN și tasta de Windows și se activează acolo și după, dacă mai apăși o dată, se dezactivează. Ca și moduri de iluminare, dacă nu o să-ți iei software-ul, încă nu știu care e software-ul, că nici eu nu m-am informat și l-am instalat, apeși FN și ai aici cu Dell, mai ai efectul ăsta, după care... mai apeși odată Dell, mai este și ăsta și dacă apeși ajungi la primul la care eram, după care avem câteva și la End, e ăsta, e ăsta și ăsta. Mai vreunul? Nu. Așa, după care avem și pe Page Down, ăsta care vine așa și na, face tot felul de valuri de astea. Mai e și ăsta care, habar n-am cum, cred că stă doar roz, nu știu ce, pana mea. Și ăsta care vine așa din interior și este spre exterior, chiar arată miștorul de tot ăsta și mai vreunul? Nu. După care pe INS, l-avem pe ăsta care își tot schimbă culoarea, ăsta care pulsează și ăsta care stă așa, cred. Da. Pe Home sunt efecte de genul, cum apeși, de unde apeși, pleacă așa culoarea. Mai avem ăsta, încât atunci când apeși să... facă tasta un efect de ăsta de fade. Și mai și ăsta. Așa. După care, pe page up avem ăsta, care e chiar interesant. Mai și ăsta, care vine așa, se strânge și pleacă. Și ăsta, care la fel este foarte interesant. Și după care la ăsta apoi. O să dau aici pe default. Ăsta este primul mod de iluminare cu care vine. Iar atunci când o conectați pentru prima dată, o să plece așa un efect de la pe ea interesant. Am mai văzut la tastaturile Redragon în chestia asta și nu știu ce tastaturi mai au. Cel puțin aia HyperX-a mea nu avea, deci na. Așa că cam asta a fost unboxing-ul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. O să urmeze și alte unboxing-uri. Bineînțeles, trebuie să-mi vină și niște panouri Nano Leaf. O să facem acolo videoclip cum le montăm alea și dați și un share să vadă cât mai mulți oameni acest unboxing și până data viitoare, la revedere!